Casa de Cultură a Tineretului George Enescu din Reghin a găzduit luni 9 mai videoproiecția lungmetrajului Stop Bullying, un film de atenționare și de combatere a violenței verbale și a agresiunii fizice dintre elevi. Este vorba despre un proiect inițiat de Consiliul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, în colaborare cu cel din Cluj. Elevii claselor 7-12 de la toate școlile din municipiul Reghin au luat parte la acest proiect care spune stop fenomenului de bullying. Ce este bullying-ul, practic? Este acea acțiune de intimidare, de ironizare, de jignire, de excludere din grup, de poreclire a unei persoane care îi poate provoca daune extraordinare și de neimaginat în dezvoltarea stimei de sine, a emoțiilor. Eu l-aș traduce, din punctul meu de vedere, violență, hărțuire între colegi, între adolescenți, și trebuie să spunem stop, deoarece nu este bine ca acest fenomen să evolueze. Programul are ca și scop stoparea fenomenului și a fost îndeaproape coordonat de psihologul școlar al fiecărei unități de învățământ. E foarte important ca elevii de liceu să participe la astfel de proiecte, program educative, deoarece sunt primordiale formarea celor trăsături de personalitate, șlefuirea, șmeluirea lor, care totuși mai târziu le permit să devină adulți cu valori morale sănătoase. Consider că acest proiect e benefic. E foarte bine să arăți la lume ceea ce nu trebuie să faci și dincolo de ceea ce arătăm că nu trebuie să facem, să le oferim și alternative. Adică ce poți să faci în locul hărțuirii? Orice, numai să fie în beneficiul evoluției tale. Proiectul s-a derulat pe parcursul a trei etape. Prima a vizat clasele a 7-a și a 8-a de la toate școlile din municipiul Reghin și cu toți copiii. A urmat etapa a doua, constând în chestionare și teste. Iar în ultima fază, elevii implicați au urmărit un film de lungmetraj cu mesajul clar, Stop Bullying. Pentru că în etapa a doua am oferit niște informații teoretice suplimentare și s-au făcut și niște chestionare și niște teste, se presupunea a avea niște cunoștințe sau a avea habar la ce mă angajez dacă vreau să particip. După ce am derulat această a doua etapă a activității, acum ne aflăm la ultima fază a proiectului și anume la vizionarea unui film de lungmetraj unde participă elevii din municipiul Reghin care s-au implicat în acest proiect. Pe holul Casei de Cultură George Enescu au fost afișate și expuse mai multe lucrări și planșe cu imagini pregătite de copii, iar filmul a fost și el realizat în totalitate de elevii Liceului Tehnologic Lucian Blaga.